să vedem cine se va califica pentru top 4. Trifan Cătălin conduce un Nissan S13 cu un motor de V12 de BMW supraalimentat versus Răzvan Frățianu cu un M3 S52 P32, un 3,2 litri. Este unul dintre cele mai fiabile motoare pe care eu le-am observat mai bine de 7 ani fără absolut nicio intervenție asupra lui, intervenție masivă, corectivă, să spun așa, doar preventivă de ordinul practic, exact, da. Întreținerilor ce fain, periodice. Păi înseamnă că e foarte fiabil. O tură foarte bună pentru Răzvan Frățianu. Iată cum își obține un mic avantaj din punctul meu de vedere. A căpătat încă de pe linia dreaptă o foarte distanțare. Bună, da. Iată aici un unghi foarte mare, un schimb de mase rapid, ceea ce l-a propulsat pe Răzvan Frățianu în ultimul viraj cu un avantaj simțitor față de Cătălin Trifan. Uitați, am avut un pilot foarte bun, tehnic, din punct de vedere tehnic și nu numai, Santos, care a reușit, deși un motor subdimensionat, exact, să facă, să capete, să intre în top 8. Să vedem. Cum ce a zis el, manșă. Orice se întâmplă peste asta e bonus azi. O inițiere puternică din partea lui Cătălin Trifan cu un schimb de mase agresiv. Iată cum încearcă să-și păstreze în continuare linia aceasta full gaz, full gaz, full pentru gaz, Cătălin exact. Trifan, lăsându-l un pic în urmă pe Răzvan Frățianu. Cred că obține un avantaj important în această tură Cătălin Trifan. Foarte frumos view-ul de aici și de unde stăm noi și comentăm această a doua etapă din campionatul național de drift și nu în ultimul rând poziționarea acestui circuit, una spectaculoasă, sunt niște dealuri frumoase în jur, o vreme superbă, cum spuneam, și exact cât vânt trebuie să bată ca să de la un battle la altul să îndepărteze fumul lăsat de concurenți. Nu știu dacă cei de acasă își dau seama, dar traseul este în pantă. 75% din el, exceptând, e în urcare. Exact, este exact. În urcare, exceptând ultima curbă unde este flat, să zic. Cu alte cuvinte, trebuie foarte mult tupeu să intri tare, să vii tare, asta e faza, că dacă nu pierzi viteza, exact, nu? Exact, exact, este un traseu foarte aderent, mai este și în urcare, trebuie să fii foarte atent cu mașina, pentru că la cea mai mică ezitare te poate pune drept. Și decizia, avem o decizie în favoarea lui Răzvan Frățianu, care sare în top 4!